Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru ziua de sâmbătă, 13 martie. Bun, și hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi, în care o să avem la prânz faza de lună nouă în Pești. Hai să vedem pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant, e prima zi în care nu avem o arcană majoră în etalare. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici visul cupelor sau pajul de cupe. O energie foarte frumoasă pentru partea de dragoste. Astăzi există posibilitatea pentru mulți dintre voi să vă îndrăgostiți la prima vedere, să vă îndrăgostiți ca niște adolescenți, ca niște copii, să simțiți o atracție pură, sinceră și foarte puternică față de cineva. Dacă aveți aceste sentimente, fie că e vorba de cineva nou sau de cineva pe care îl cunoașteți sau o cunoașteți de multă vreme, aveți încredere în aceste sentimente pentru că sunt sincere, sunt pure și cu această energie există potențialul pentru o relație foarte frumoasă care să vă aducă foarte multă împlinire. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, folosiți-vă de această energie ca să readuceți pasiunea, iubirea, conexiunea între voi și partenerul sau partenera voastră actuală. Nu trebuie să faceți gesturi mari, romantice, dramatice. Puteți să reaprindeți această flacără, să reclădiți această conexiune prin lucruri mici, minore. Gândiți-vă la acele lucruri pe care le făceați împreună la începutul relației, când de-abia vă cunoșteați, când încă vă descopereați unul pe celălalt. Toate aceste activități, toată această energie de început poate să vă ajute să reclădiți o conexiune mult mai puternică între voi și partenerul sau partenera voastră actuală. Pentru cei care aveți copii, încercați să faceți niște activități de familie, în care să fie inclusă toată familia, soțul, soția, copiii, toată lumea. Și în acest fel o să profitați oarecum de inocența copiilor, de energia lor, ca să vă infuzați și relația voastră cu energie. E o carte foarte frumoasă pentru partea de dragoste, o carte care ne arată că toată lumea, fie că sunteți singuri sau sunteți deja în relații, astăzi puteți beneficia de pe urma acestei cărți ca să vă simțiți iar ca în adolescență, să trăiți aceiași fiori, aceleași emoții, aceleași sentimente. Trebuie doar să vă doriți. În partea de sănătate avem aici doiul de monede, un dezechilibru care trebuie rezolvat în viața voastră. Pentru o parte dintre voi e posibil ca aici să vă stresați prea mult la locul de muncă și acest lucru să vă aducă după sine anumite boli profesionale. E foarte important să tratați aceste lucruri, să nu permiteți ca acest dezechilibru să continue, pentru că o să vă afecteze din ce în ce mai mult cu trecerea timpului. Pentru o parte dintre voi, acest dezechilibru vine din alegerile pe care le faceți, din stilul de viață. Poate nu faceți suficientă mișcare, poate nu mâncați destul de sănătos, poate nu dormiți destul de mult, poate nu luați vitaminele pe care ar trebui să le luați. Indiferent ce se întâmplă aici, există un dezechilibru pe care trebuie neapărat să-l analizați și să-l corectați, pentru că încă aveți puterea în mâinile voastre să faceți această corecție. Cu doiul de monede nu e nici scump, nu e nici greu să faceți modificările necesare ca să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Și dacă ignorați această problemă acum, lucrurile în viitor doar o să se înrăutățească. Dacă ignorați această problemă, nu o să se rezolve de la sine, ba dimpotrivă, în viitor o să vă aducă din ce în ce mai multe probleme. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici 4 de cupe. E o carte cu semnificații negative, cu conotații mai triste, dar în același timp e o carte care ne aduce aminte că aici, dacă suntem nemulțumiți, este din cauza noastră, pentru că Universul ne-a dat destule șanse și orice nemulțumire avem acum pe partea financiară, trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru acest lucru. Partea pozitivă este că această carte ne readuce aminte că viața este un ciclu și lucrurile se schimbă. Dacă astăzi
Am ajuns la un capăt de drum, mâine o să începem un altul. Mâine o să ni se deschidă o altă poartă, o altă ușă, o altă cale în fața noastră. Și este important ca atunci când acest moment va veni, când această oportunitate o să apară în fața noastră, să demonstrăm că am învățat din lecțiile trecutului, că am integrat aceste lecții și că suntem capabili să facem decizii mai înțelepte. Prin urmare, astăzi, pentru toți cei care aveți anumite nemulțumiri cu privire la starea voastră financiară, fie că ați cheltuit deja tot salariul sau sunteți nemulțumiți de investițiile pe care le-ați făcut sau sunteți nemulțumiți de banii pe care îi câștigați, vreți un salar mai mare, vreți un venit mai mare, orice ar fi, uitați-vă în trecut la deciziile pe care le-ați luat, la acțiunile pe care le-ați făcut, care v-au adus în clipa prezentă, astfel încât mâine, poi mâine, peste o săptămână, când o nouă oportunitate o să apară în viața voastră, să puteți lua decizii mai înțelepte. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi, în care avem faza de lună nouă în Pești, cea mai spirituală lună nouă din tot anul, o lună nouă în care putem să inițiem lucruri noi, lucruri frumoase, care o să se materializeze în următorul an. Și acum hai să vedem, mesajul pentru toată lumea în această zi este următorul. Îi deschid vieții noi uși. Dezvoltarea mea spirituală se manifestă în maniere la care nu prea mă aștept. Știu că sunt mereu în siguranță. Un mesaj frumos pentru toată lumea. Deschideți ușa pentru dezvoltarea voastră spirituală, permiteți-vă să creșteți, să evoluați, faceți această evoluție cu optimism, cu voie bună, cu siguranța faptului că Divinitatea, Universul vă susține, vă ajută și vă vrea doar binele. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!